Bună dimineața! Mi și cu mine afară. Este 9 și un pic. Și am ieșit să plimbăm vulpița. Este destul de rece la ora asta. Chiar dacă e soare. Bine, mai mult e norat. Mai iese din când în când și sorică. Nu mai sunt floricele aici. Hai! Unde vrei? Unde mă duci? Mai devreme am fost până la Penny și au foarte multe oferte. Foarte, foarte multe oferte în cazul în care vă interesează. Și am cumpărat așa. Un suc din ăsta, capi de portocale. Pentru mine am luat fâșii, sunt la ofertă, 3 lei și ceva, reduse de la aproape 5 lei sau 5 lei și ceva, nu mai țin minte. Și am luat o punguță cu vită și una cu pui. Martinel. O pungă de chipsuri cu pui. Foarte scumpe sunt chipsurile, deci le-a ridicat în ultimul și în ultimul hal. Și încă una tot cu pui, dar acestea sunt spicy, iar acestea sunt normale, nu sunt iuți. De la un magazin, deci din cartier, am luat aceste spirale, cum mâncam în copilărie cu căpșuni. Bogdan cu Selena le adoră. Și revenim la Penny, am cumpărat sticks-uri, Danonino, din ăsta de băut, bake rolls cu sare. Două pâini de plină la 300 de grame. Așa. Am mai luat mușchi Azuga de la Fox. Fain, mușchiul ăsta ne place mult. Și aici am trei conserve pentru mini, pentru că nu mănâncă conserve de ale ei și îi diversific. Și am luat una cu pasăre și două cu porc. Și am mai luat două pateuri din astea, deși nu-i dau doar așa ceva să mănânce. Uite, de exemplu, acum i-am dat șnițel de pui, i-am tăiat, îi mai fierbem ou, mai mănâncă piept de pui la grătar, mai mănâncă ficat de pui, deci nu doar aceste conserve, dar să le avem. Ce vrei să primești? Aștepți ceva, așa-i? Așteaptă fata ceva? Stai că-ți dă mama acum. Uite, îți dau o fâșie din asta, vrei? Pace? Bun? Nu bun? De asta? Îl iei sau nu-l iei? Ce linge! Copilașii au vrut să mănânce cartofi prăjiți cu ou. Și am prăjit două ture de cartofi. Una aici, una acolo. Și aici mai am trei ouă de pus în tigaie. Sincer să fiu, chiar mi-era poftă și mie de cartofi prăjiți cu ou. Bine că eu ador cartofii prăjiți. La mine cred că dacă mi-i dau în fiecare zi cartofi prăjiți, nu ar fi o problemă. Ai grijă să nu-l scapi. Uite, bagă-l, dă la mine mânuță. Așa. Și ține-ți ciocolata. Uite ciocolata de aici, că o să scadă. Ia și papo. Am ieșit și noi afară. Am fost de a-mi cumpăra ceva. Și acum mergem către, hai, către casă, mai sunt puțin pe afară. Hai, fuguță. Așa. Hai să mergem. Ai văzut că unii copilași de la tine de la grădini nu au luat vacanță, mai merg la grădiniță și pe perioada vacanței. Doar că îi unește cu alte grupe. Vezi ce bine e acum că a ieșit soarele. Când nu e soare, e tare frig afară. Noi mai avem zăpadă. Se vede pe acolo prin pădure. Încă multă zăpadă. De săptămâna asta se mai încălzește și pe la noi. Vreo două zile, parcă că după aia e la 17 grade, iar scade la vreo 11. A zis Marc că acest Kinder are un gust foarte bun. Așa-i? Uite o floricică, de fapt mai multe. Uite ce drăguțe sunt, vezi?
Este 8 și jumătate, până acum nu am mai apucat să filmez mare lucru. Ne-am pregătit bagajele pentru că plecăm. Ghiciți unde? Unde, Selena? Plecăm în Italia la mamaie. Ne-am pregătit bagajele. Avem aici un troller, două, o gentuță acolo, gentuța aceasta și aici avem chestiile acestea. Medicamente, bronțăiel, covriș, cipsuri, suc, apă, ce mai avem? Mai avem câteva chestii pe care le-am lăsat la mașină și acele două gentuțe. Și acestea sunt bagajele noastre, nu sunt foarte multe, nu mai avem multe ca în alte dăți. Selena și-a luat o păturică, Marc și-a luat și el o păturică ca să nu fie ceartă pe ele. Astăzi am avut o zi destul de aglomerată, mi-am rezolvat treburile, mi-am pus totul în ordine și cu animăluțe și cu bagaje. Am fost și la Groupama și am făcut o asigurare să fie la mașină în caz de Doamne ferește. Și n-am mai apucat să filmez, sunt super obosită, am niște ciarcăne groaznice, mă doare capul, acum o să mă bag în duș. Și trebuie să cărăm bagajele, de fapt prima oară cărăm bagajele, pregătim tot ce trebuie, după aia mă bag la duș și ne pregătim încet încet de plecare. Este 3:24 și am zis că ne pornim de la ora 2 să plecăm din casă, dar nu am reușit. Oricât am încercat, nu am reușit și nu reușim de obicei. Am ajuns la Timișoara și am oprit în parcare. Ne-am făcut câte un sandwich să mâncăm. Și mai avem, cred că, vreo oră ca să ajungem la Vamă, nu? Ceva de genul. Foarte mai puțin. Dar pe unde mergem? Pe Nădlac sau pe Cenat? Da. Ne uităm să vedem cum e, dacă e aglomerat sau nu. Ne-am oprit să alimentăm. Imediat ieșim din România. Și Marca s-a savurat un măr. S-a murdărit ca un purcel. Ia uitați-l ce ești pe pantaloni. Ce sete. A venit aici, a profitat de ocazie. Deschide. Cam oprit și a venit aici repede lângă mine. Stai că-ți dau. A? Da. Îi dăm bani? Îl plătim? Ce-a pățit? N-a pățit nimica. Și cine a să spele geamul el? Păi el spală geamul, da, că aici e Ma, chestia asta nu dăm cu bani. burete. Nu-i dăm bani lui tata? Nu bani. Nu? Nu dă la afară. Să nu-l dă afară? Dar cine a zis că îl dă afară? Pe bani înseamnă pe blocher și de afară, pe roșu. A, înțeles. Imediat ajungem și noi la Vamă. Și afară e o ceață. Deci ceața asta o avem, cred că, de vreo 3 ore, dacă nu mai bine. Oricum, după când am urcat după a doua Deva. După Deva. Parcă are pistrui. Am văzut, are câțiva pistrui, seamănă cu tati. Am ajuns la Vamă și am luat coada din spate. Bine, nu am ajuns încă la Vamă, Vama e mult mai în față. Dar suntem pe aproape. Nu ne așteptam să fie atât de aglomerat, dar din câte văd sunt foarte multe mașini de Austria, Germania, Italia, probabil că au sărbătorit Paștele Catolic și acum se retrag acasă. Cine știe cât pierdem aici. Este 9 și 14 minute. Da. Am trecut Vama foarte, foarte repede. Nu ne așteptam pentru că era foarte aglomerat, dar a mers repede.
Am oprit și am făcut vineta pe Ungaria. Le-am cumpărat copilașilor și câte o înghețată ca să stea acolo cu mine să le închide în gura. Și acum mergem să mâncăm un gulaș sau un ghiulaș, cum s-o zice. După ce mâncăm, îi dăm în continuare. Ce fain! S-a făcut soare, a plecat ceața aia urâtă. E bună înghețata, copii? Vă place? Da, dar are gheață pe ea. Are gheață? Foarte multă. Păi aia sunt nori. Ceața a dispărut. Bine, probabil a rămas în spate. Imediat ajungem să mâncăm. Și aici, în Ungaria, se simte cu adevărat că este primăvară. Floricele. 13 grade jumate. Da, foarte mulți copaci au înverzit. Depinde de zone, unde a fost mai cald, unde e mai rece. Dar foarte, foarte fain. Deci, probabil că și în alte zone la noi în România. Dar la noi, la Brașov și pe unde am umblat eu, nu am simțit așa deloc că a venit primăvara. Sincer, da, aici e chiar super fain. Ne oprim să mâncăm și noi ceva, să se mai joace copilașii puțin, uite, au și loc de joacă, să se dezamorțească. Uite, la acolo, uite, topogan și leagăne. Wow. Și apoi plecăm, mai facem câte un popas, iar plecăm și tot așa. Da, uite ce părculeț frumos are, vezi? Ce poză, uite, cu iepuraș. Uite, hai să faci poze. Hai să faci pe telefon. Sac. Ce plăcut e afară și este, cât este, este ora 9, ba nu, 10, 10 că este 11 la noi. Hai, dar ce frumos! Foarte frumos! Mamă, ce mare e ăla! Wow! Mama, când e mare poți să mai mut aici. Când e mare poate să se mute aici. Da, da, mutăm aici. Wow, ce mare este ăsta, Marc, ai văzut? Ăsta portocaliu. Vreau să-l ating, dar te sperie. Vrei să-l atingi, așa-i? Foarte frumos au amenajat aici. Uite și aici, aveți nuferi. Uite acolo. Sunt peștișori. Și unul mic, color. Poate cădeți. Și vă udați. Bine, problema e că sunt pietre și ne lovim. S-a speriat. Dar te-a speriat și pe tine. Uite, Marc, iepuraș. Uite, ouă. Ia uite. Ce drăguți sunt și iepurașii ăștia. Uite, sobă, cum avea bunica. Ce frumos arată. Foarte fain. Hai să mergem, Marc. Mergem să luăm papa și după aia mergem la părculeț acolo. Ce e aici? Ah, este un iepuraș.
ajuns pe centura de la Budapesta și e foarte aglomerat. Se merge pare la bară. Da. N-are nicio treabă. Imediat intrăm în Slovenia. Suntem la ultima benzinărie. Suntem la MOL. S-a dus Bogdan să facă vineta pe Slovenia. După aia mergem până în Hofer să vedem ce cumpărăm, ceva, să ronțăim, să, nu știu, eu aș vrea un corn. Ții minte cornulețele acelea cu cașcaval pe deasupra, călduțe? Mm-hmm. Baghetele alea? Da. Dacă are să luăm. Copila și-ar vrea niște înghețată și eu aș mânca o înghețată. Poate găsim o cutie cu vreo 4-5 înghețate. Și apoi să se dezamorțească puțin. Au dormit, s-au trezit mai devreme. Și după aia mai avem cam 2 ore jumătate pe Slovenia. După care mai avem și pe Italia. Deci pe cred Italia că o să ajungem oră? Nu, mai mult, mama. Cred că o să ajungem undeva pe la 9-10 seara, având în vedere că facem și popasuri. Ți-am zis că la 9-10 ajungem noi. Ajungem mai devreme decât data trecută. Data trecută am ajuns la 2. Nu, la 1. La 12 sau la 1? Nu mai știu. Eu la 1 știu că mai. Ok. Da. E foame. Am mâncat gulaș, o bunătate. Deci o bunătate, nu Seli? Da. Numai că Selena a sărit calul cu ardeiul. Sau și-a atins partea asta de sus. Și da, noroc am luat vaselina și o ustură. Deci, efectiv, eu când am mâncat ardeiul ăla verde, n-am simțit nimic și am mâncat tot ardeiul. Dar după aia am simțit pe aici, pe la buze, că mă arde toate buzele. Adică păi te-ai trezit mai devreme, când n-a venit nimic. Dar și când am plecat mă usturau. A, de la ardei. Și o supă de casă cu tăiței, nemaipomenit de bună, exact ca la bunica, da, și gulașul ăla divin. Și am plătit pe 2 porții de gulaș cu cartofi și cu carne de vită și foarte, foarte bun. Deci 2 porții de gulaș, o supă de pui cu tăiței și vreau să menționez că supa de pui am luat-o la pachet. Mi-a dat și o caserolă, dar caserolă pe bune, cu capac, cu totul, pentru că Marc nu a putut să o mănânce pe toată. Eu am mâncat un gulaș cu Selena și nu l-am terminat, l-a terminat Bogdan, pentru că era bolul ăla foarte mare. Gulașul era fierbinte, mai era și picant și stădea impresia că te-ai săturat. Și mie acum mi-este foarte, foarte foame. Așa, deci 2 porții de gulaș, o supă, 2 suculețe de portocale, Fanta de portocale. Nu știu că ați văzut, avea o culoare din aia portocalie, foarte închis. Și avea un alt gust. Și un alt gust, mai bun, că eu n-am gustat. Așa, și le-a băgat câte o feliuță de, jumătate de feliuță de portocală. Așa, eu mi-am luat o limonadă, dar limonada era făcută ca un fel de socată la noi cu acid. Nu mi-a plăcut, nu am băut decât 2 guri și am lăsat paharul ăla întreg. Copiilor nu le-a plăcut nici lor. Deci mie limonada îmi place să fie cu apă plată și cum e la noi în România. Am mai băut portocalie sau nu neapărat, dar am mai băut limonadă cu acid, cu apă minerală făcută. Cred că în Grecia și nu mi-a plăcut. Sau nu, în Bulgaria. În Bulgaria o face cu apă minerală, dar aceasta era făcută, deci cum lasă sucul acela de socată pe care îl faci, lasă acid așa deasupra și ăsta era acid natural, da? Și mie nu-mi place să beau socată, deci nu-mi place gustul. Așa, o bere cu lămâie, limonadă și 2 Fanta de portocale, plus ce am zis mai devreme, 2 porții de gulaș și supă de pui, doamne, că m-am lungit, în fine. Sunt obosită, m-am trezit la 1:30 și este 3:37. Am plătit 124 de lei. Deci, mi se pare chiar foarte, foarte ieftin, mâncarea a fost foarte bună și 400 de forinți pâinea. 400 de forinți înseamnă, de 600 de forinți este 2 euro. 1 euro și ceva am dat pe pâine. Pâinea foarte bună, nu? Foarte bună. Ardei verde și ardei roșu inclus. În, adică nu am plătit. Acelea, da. Dar super. Servirea foarte faină. Locația foarte faină.
totul curat. Mi-a plăcut foarte mult ambientul de acolo, și interiorul, și exteriorul, și peștișorii aceia, da, și iazul acela, și tot ce era acolo era superb. Deci, dar eu când ne vom fost... întoarce cu drag. Eu când am fost în excursie cu colegii, am fost la tot așa, ca și cum, cu flori, cu din astea. Și acolo era un pește cam atâta. Deci, uitați, de aici, de la mâna mea, până aici la geam. Și ăștia erau puțin mai mici, dar am deci tu ai văzut un pește mai mare decât foarte mare, ăștia de aici, da, nu? Da, foarte mare și colorat, cu roșu, portocaliu și puțin galben. Și la întoarcere din Italia ne vom întoarce să mâncăm tot aici, tot gulaș din acesta, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Și probabil Marco să iau niște cartofi prăjiți cu șnițel. Astăzi l-am întrebat ce vrea să mănânce și mi-a spus că vrea supă. Așa că i-am luat. Eu și... nu vreau cartofi. Nu. Deci Marc în ultima perioadă este foarte pretențios la mâncare, dar eu nu știu de ce durează așa de mult la Bogdan. Este foarte pretențios și parcă nu mai are poftă. Și vreau să vă spun că i-am luat și i-am dat și vitamine, deci am început să facem cu un tratament cu vitamine. Nu a ajutat. În schimb mănâncă foarte multe fructe, ceea ce mă bucur, deci mănâncă kiwi, portocal, mere și banane, deci mere și banane mănâncă la greu. Mai mănâncă și covrigei, mănâncă și stixuri și sunt unele mâncăruri pe care le mănâncă, dar s-a scârbit așa, parcă zici că de tot. Nu-i mai plac așa mult cartofii, nu mai mănâncă paste cu pesto, deci... S-a blocat tot bagajul. În fine. Noi vom petrece Paștele în Italia, Paștele Ortodox, că Paștele Catolic a trecut, adică astăzi este a treia zi de Paște, adică la ei, la catolici, și ne-am hotărât să mergem de Paște la mama în Italia, să petrecem acolo. Am avut în plan să mergem și de Crăciun, doar că cu vremea, cu frigul, cu ție frică, nu știi, ninsori, se închide autostrada, se blochează, ferească Dumnezeu, se poate întâmpla alte lucruri, așa că ne-am propus ca de Paște să fim alături de ea. Cât ai plătit? 15 euro. Și pe internet, pe un site îmi dădea 23, pe altul 15. Deci în momentul în care mergeți într-o țară, trebuie să... Cel mai bine e să plătiți vinetele în benzinării, pentru că sunt mult mai ieftine. Pe internet fiecare site își face prețul și pe vineta de Ungaria am plătit 19 euro, dar cred că am plătit că era la gheretă de aici. Dacă mergeam noi în avans la mall, cred că tot 15 dădeai. E posibil. Da. Bun. Acum mergem și ne auzim mai încolo. Și am intrat în Slovenia și am ajuns la Hofer. Suntem la intrare în Slovenia. Hai, pe partea aia, la intrare, că aici este ieșirea. Soare! Soare! Marc, vrei și tu unul sau vă certați pe el? Vrei și tu unul? Nu? Bine. Am găsit cappuccino cu aromă de macarons, dacă înțeleg bine. Și am luat și eu o cutie să vedem ce gust are și cum e. Uite, cappuccino clasic, cappuccino cu vanilie și am mai luat niște cafea, o punguță de asta micuță, să vedem cum e, dacă e bună. Bogdan are mereu drum pe aici să-mi cumpere în cazul în care îmi place. Și are tot felul de cafele, dar dacă nu le cunoști, da. O să chiar mi-a atras atenția cu macarons. Ia să mergem să vedem unde au plecat. Gem, gem, gem. Cereale. Am făcut și noi câteva cumpărături. Și am luat înghețată, chipsuri, biscuiți, alți biscuiți, înghețată, Kinder, prostie din asta, popcorn, geleuri, caramele, pâinici cu cașcaval, cafea, cappuccino, Marc și-a luat de ăsta și Smarties. Fiecare
și a ales ce a vrut și am zis să vi le arăt acum pe bandă ca să nu le mai scot din plasă la mașină. Pe aici aveți și asta și aia altă. Ne-am pus pe mâncat înghețată. E bună? Vrei să gust? Da, să gust. Dar ce faină. Înghețată aseamănă cu ceva. Ceva cunoscut. O să mă pun să mănânc o pâinică din aia cu cașcaval și apoi să plecăm. Zici că e ceară. Aia de pe deasupra, da. Zici că e de la brânză din aia, Baby Bell. Da. Da, e dulce. Dragilor, eu o să închei acest filmuleț. Durează probabil până îl editez și până îl postez, că va merge cu siguranță internetul greu. Noi v-am pupat cu mare, mare drag și ne vedem în vlogul următor. Voi mai filma și de acum încolo, doar că nu știu dacă îl voi posta tot astăzi, dacă nu astăzi, mâine. V-am pupat cu mare, mare drag. Pa, pa!